Slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie Duhul Sfânt și Dumnezeu Tatăl, preiubiții mei, frați și surori, în miez de noapte Dumnezeu s-a revelat și a venit prin Duhul Sfânt și s-a coborât în dreptul meu. Și astfel a vorbit Duhul Sfânt să vorbesc poporului Lui. O, zenamana gobiovel tomenaie, iată cel ce strigă, cel ce este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, și a cărui nume este Domnul. Eu sunt cel ce sunt, Zerabobio Parnagobio Valtomenaie. O, popor, popor, nu te mai îngrijora de ziua de mâine, ci bucură-te astăzi și fii fericit și bucură-te chiar în necazurile tale, chiar în suferințele tale. Căci iată este vremea și este aproape, ca cel ce trebuie să vină, Iisus Hristos Domnul, este gata aproape de plecare, gata să vină să-și ia rodul suferințelor Lui de pe pământ. Despre tine este vorba, poporul meu, despre tine este vorba, mireasa Domnului. Pregătește-te, nu sta în nepăsare într-o vreme ca aceasta, nu te împovora cu grijurile de mâine, nu pofti la lucrurile firești, lumești, la plăcerile ei, să nu se găsească lăcomie în inima ta, ci fii mulțumitor și dă slavă celui preanalt, zice Duhul Sfânt. În fiecare dimineață, când Domnul deschide ochii copiilor săi și le mai adaugă încă o zi de viață, bucură-te mult, zice Domnul, căci numele tău este scris în cartea vieții. Iată că vine ziua și este aproape, când tu vei pleca de aici din locul acesta. De aceea strigă Duhul Sfânt, poporul meu, pregătește-te, pentru că venirea mea, zice Domnul prin Duhul Sfânt, este atât de aproape, mai aproape ca oricând, zice Domnul. Iată, zice Duhul Sfânt, pregătirile să fac, zice Domnul, și cerul este gata, pregătit, zice Domnul, pentru ca să vină poporul lui, mireasa Domnului, și să locuiască pentru o vreme aici sus, în cerurile sfinte. Da, zice Domnul, nu te mai uita cu gimș la cei răi că le mere bine, zice Domnul, că ei vor fi cosiți ca iarba, zice Domnul. Fă fapte bune, zice Domnul, caută-mă cum nu m-ai căutat. Vino la mine, zice Domnul, și eu îți voi da mângâiere, eu îți voi da tărie, eu îți voi da putere ca să poți să mergi mai departe și să răzbrați vremurile care vin. Vremurile care vin, zice Domnul prin Duhul Sfânt, sunt vremuri așa de grele încât mulți, mulți, zice Domnul, vor abandona calea mea, zice Domnul, să vor lepăda de mine, zice Domnul, să vor lepăda de credință, pentru că nu vor putea să sufere și să privească răul și prigoana și încercarea și oamenii legii care vor veni cu legiurile lor, cu supunerile lor pentru poporul meu, zice Domnul. Cei care sunt în lume, zice Domnul, cei firești lumești, zice Domnul, este o oportunitate pentru ei să vor bucura pentru tot ce va fi, zice Domnul. Dar pentru tine, poporul meu,
strigă Duhul Sfânt, vai, vai, vai va fi, dacă nu te vei pregăti, dacă nu te vei lăsa, zice Domnul, condus de mine, dacă nu vei fi în dragostea din tâi, în clocot, zice Domnul, o, în vremea aceasta, zice Domnul, încingeți mijlocul cu adevărul, ia-ți încălțămintea în picioare râvna Evangheliei, zice Domnul, pentru că iată, eu te îmbrăc cu putere de la mine, zice Domnul, și nu-ți dau, zice Domnul, o puțină putere, și îți dau o putere îndoită, zice Domnul, ca să poți să biruiești vânturile, valurile, furtunile năpraznice care au să vină peste întreg pământul. Scurt, scurt este vremea, zice Domnul, și iată că un val puternic se va abate peste întreg pământul, zice Domnul. Și mulți se vor îngrijora, zice Domnul, mulți se vor tulbura, zice Domnul, mulți nu vor ști ce decizii să iei. Dar iată poporul meu, zice Domnul prin Duhul Sfânt, Zeramana gobio vel tomenaie, eu sunt cu tine, nu te teme, zice Domnul, și voi fi cu tine până la capăt, zice Domnul. Nu vei fi neștiutor, zice Duhul Sfânt, pentru vremurile acelea care vin, zice Domnul. Iată că eu voi fi cu tine, te voi înștiința și îți voi purta eu de grijă, zice Domnul. Numai tu, zice Domnul, îndreaptă-ți inima spre mine, zice Domnul. Și eu, zice Domnul, voi lucra așa cum voi face eu și cum voi hotărâi eu. Amin, amin, amin.